Doamnelor și domnilor, cele patru domnișoare pe care le vedeți au venit împreună cu Tudor și ca să vedeți ce înseamnă norocul unui om, până acum, timp de 4 minute, am stat să ne gândim unde să-și pună ochelarii. Deci un bărbat care vine cu patru femei superbe după el, dar nu intră în 4 minute, te bade ochelarii undeva de încoate. Mulțumesc. Să rămână, bună ziua, să rămână, bună ziua. Să nu uiți să mi-i cer, că eu uiți. Mulțumesc mult, totuși că eu cât mai bine cu ochelari. Eu fără ochelari nu am voce. Da, da, cu ochelari nu ai vorbele. Eu dacă îmi pui ochelari nu mai aud. Știu că am mai zis, dar eu asta încă nu pot să înțeleg. Dacă îmi pui ochelari, nu pot să vorbesc cu tine. Păi vezi, e același lucru. Dar de ce mă ești timid? Adică e chestie de... Nu știu, e evident o chestie de timid. Probabil. Adică ți se pare că ești harfist. Dacă porți ochelari într-o când vorbești. Vezi că eu port, dar nu ești harfist că... atunci când cânti. Da, atunci când mi-a zis doctorul oftalmolog să port ochelari și a zis: "Bă, da, mă, eu, pentru că am fotofobie foarte puternică." Și mi-a zis: "Da, mă, eu mă fac de rahat că oamenii nu știu că eu am fotofobie." Și oamenii zic că am că sunt harfist, vorba ta. Ca să nu spunem altfel. Și fotofobie. E bună, da. Toată lumea zice că e harfist. Păi, da. Hai să vedem să ne facem și noi cunoștință. Ele sunt între noi. Din totdeauna fă un pas în față. Două dintre ele sunt, noi. Noi. Da, da, sunt, că eu știu că le-am mai văzut. Sunt cele noi, să ridicem mâna sus ca să nu le arăt eu. Bună, Bianca, hai. Așa. Bianca e nouă și Mădălina, nu? Mălina. Exact. Mălina, Mălina și Bianca. Și în schimb, Ana și Ana Diana, e... cu Ana și nu, Diana, ele sunt... Ana, da. Nu mai zicem așa, când doi ajunge la când s-a născut mea. Tudor, s-a născut Tudor și s-a gândit, cred că avea o lună și un pic când s-a născut și a zis fac Fly Project, a luat-o pe Ana în trup. Cu, da. Nu, pe ea și cu Barnoschi. Barnoschi s-a retras că dor toate oasele. Bă, Barnoschi, da, când a venit într-o avea 21 sau 23 de ani, zic, da, batem? Vezi ușor că acum e babă. Asta... Știu că am asta? Văzut, știu. Urmează să schimbe, știu, dar nu zicem. Da. Nu zicem ce, da. Noi astăzi zic, e ziua ei, mâine, poi mâine. 21 și noi eram toți foarte bătrâni. Adică, da, nu-i nimic. Să trecem la cei mai importanti. Întrerupem o secundă. Da. Pentru primul cuvânt al concursului nostru, trei cuvinte, dacă vrei, îți aduc mia de lei. Primul cuvânt este... Magie! Evident ce putea să fie dacă Teo este aici, păcat de Dumnezeu să nu ne folosim de el. Bârsucel. Da. Vreau să aflăm niște lucruri neștiute despre Tudor și mai ales despre ce face Tudor în momentul în care pleacă el în turneu, fără nevastă. Treabă dacă mărește. Fără nevastă. Ce face? Treabă dacă ce? Dacă mărește. Mărește? Mărește? Mărești? Ce? Scuze! Eu am văzut ce nu mai mărește. Apropo, Tudor, mărești? Din când în când mărim. Fetele întreabă acum dacă... Păi acum ce să măresc dacă nu sunt concerte? La un viitor concert. În momentul ăsta nu dansează, stai puțin. Tudor dansa, mărim. Discuțiile astea se port atunci când eu văd din spate. Eu niciodată n-am văzut, stai mă puțin, eu niciodată nu le-am văzut pe ele din spate dansând. Hai, da. Eu totdeauna am stat în fața lor. Dacă vrei. Pe lângă mine. Dar putem să te oferim o dată când le întreb eu. Nu, eu asta dată la un concert fix așa, ia. Ia, fii atent, eu le întreb și tu din spate vei afla răspunsuri la care nici nu te gândești. De câte ori vorbește Tudor cu Ana înaintea unei cântări, fetelor, care vrea să-și ia... Inima în dinți. Eu. Zi, Bianca. Diana. Diana. Da. Nu de văd cu mâna așa. Am văzut Ana, am zis că e Bianca. Hai. De Diana. Fiecare dată. De fiecare dată înainte? Dar o dată sau o sună des? Acum nu se dă totul din casă. Trebuie să dai totul din casă. Nu pot. Păi nu, din casă nu puteți să dă tot, dar puteți să dă din camera de hotel. Îți recunosc, vă de recunosc știe, cu Ana. Păi aia zic că nu știi. Păi cu Ana vorbesc în turnee și ea, cu ea și cu fata de când ce-a mai prins și ea niște concerte. Dar nu înainte de concert. Înainte de concert îi trimit poza despre să-i arăt cum sunt îmbrăcat. Da. A zis vreodată dezbracă-te Dumnezeu? Ana. A zis. Da. Hai să trecem totuși la lucruri importante, că sunteți împreună de la început. Ana, care este felul de mâncare pe care Tudor îl mănâncă adesea înainte sau după cântări? Sincer. Îi place carnea lui Tudor, îi plăcea cel puțin când am ajuns eu. Și dar acum asta. E un pic vegetarian. Acum nu sunt un vegetarian, ochiule. Nu, acum ești doar bun. Ana, ochiul, uneori. Cheamă de aia, zic ochiule, mă scuzați. Noi între noi vorbim, ne folosim numele, nu prea. Sigur. Ochiule.
Da. Platoașele, ochiule, platoașele, da. Le mai ții minte? Porcușorul, pelimenii. Ah, pelimenii, da. Sunt niște... Păi și acum, de când, practic, nu-l mai vedem decât... Acum știi, pe sistemul azil vedem și nu e. Nu mai mănâncă orice. Acum am mâncat foarte mult stil vegetarian și fructe de mare. Fructe de mare, bun? Bun? Da. Mai, da. Mălina. Bun. Da. Ce nu suportă Tudor să se întâmple în timpul unei cântări? Aici trebuia să te informezi și tu că ești nouă. Nu atât de nouă. Tocmai sunt nouă, nu am apucat să merg încă la... Interesează-te că e nenorocire cu ăsta. Urmează de la fete să afli tot. O să afli acum, Ana. Ce nu suportă Tudor să se întâmple în timpul unei cântări? Să nu dansezi, în primul rând. Și din punctul lui de vedere, e un tip autocritic, așa, e de ăsta care se strânge de gât cu mâinile proprii? Păi, da. Nu, dar te vede și e coleg. Dar e de ăsta, e nervos? E nervos. Adică dacă îi greșește DJ-ul piesa sau când zice el 3, 2, 1, 3, 2, hai bă, 1, dă-i play odată. Mamă, bagă privire de-aia rea. Am privire. Eu mi-am descoperit-o pe scenă, am privirea aia. Ce ai făcut? Uite-te la cameră și bagă privirea. Aia e privirea. Asta e. Ai văzut dictatorul? Dar nu e, mă, dictator. Acum l-am văzut. Dictatorială. Bineînțeles. Și tiranică. Bianca. Chiar. Despre cine, ce vorbește cel mai mult Tudor când este plecat la cântări? La cântări nu știu, dar de câte ori sunt în prezența lui, nu l-aud să vorbească despre cineva. A, e mut ăsta. Dar despre ce vorbește? Iată-mă, dacă despre cineva nu vorbește, despre ceva vorbește? Vorbești, Tudor? În general vorbesc. Astăzi, uite, la machiaj vorbeam despre cât de prost m-am machiat singur. Se vede? Nu. Eu m-am machiat. Fiind singur cu fata acasă, fata în ușa băii, ajungând, s-a uitat la mine și a zis: tati, dar tu te machiezi ca mami? Și zic, uneori, tati. Se băi, ți-i 2022, politically correct. Exact. Adică, și zic, nu știam cum să zic. Zic, bă, dacă apar la televizor, trebuie să apar frumos. Și ia, vezi machiaj. Că asta zic, că nu e bine. Nu e, știu, da. O întrebare... Și ochelarii aia. Păi, de, o întrebare comună, vreau să răspundeți pe rând. O să începem din partea dreaptă. Care este scuza care funcționează de fiecare dată în fața lui Tudor, după părerea ta? Nu am folosit nicio scuză până acum. Nu, fără scuze, o să ai nevoie. Nu cred. Nu există scuză la Tudor. Sunt de acord că nu există. Păi, Ana. Deci el coboară cu 10-15 minute înainte de ora pe care o dă, care oricum este foarte devreme și nu există. Nu contează că ești femeie, nu există scuză la el. Dar nu vă taie la bani? Ți-o taie de nu te vezi. Da, ți-o taie. Eu n-am întârziat niciodată. Bine, tu n-ai fost acum în concerte și atunci... Da, n-am întârziat la emisiuni. Tiranule, uite fetele astea cu strigă. Eu cred așa. Dacă... Eu pot să fiu la timp. Înseamnă că și tu poți să fii la timp. De ce nu poți să fii la timp? Doamne, ce imagine frumoasă. Pentru că ți-ai ieșit după emisiunea asta. Nu, deci aveam una, să știi. Noi suntem la lift. Am avut un lift în Turcia care nu venea niciodată. Suntem la lift. Suntem la lift, da. Și la un moment dat... Da, deci le iau SMS-ul cu suntem în lift sau la lift. Dar ăla cu la lift, ăla cu la lift e cel mai des. Suntem la lift. Deși sunt la etajul 1. La lift înseamnă baie, mai ai cap încă. Of course. Fiecare unde are liftul acum. Hai să îți spălăm puțin imaginea de dictator, că am senzația că se face revoluție în popor. Nu, dar așa faci succes. La noi e poliția militară. Salut. Mâna audă de la microfon, iartă-mă. Nu-i nimic, stai liniștit. Totdeauna mi-a fost foarte frică să dăm una cu magicieni. Da, eu ce oricum... Stai liniștit, eu sunt profund invidios pe tine, nu știu de ce m-ați chemat. Eu am venit cu o cutie de lemn, tu ai venit cu 4 fete. Păi, da, așa, o magie scurtă, hai să vedem, o magie scurtă cu cărți, că atât am și o carte. Eu sunt fan, rest... Eu nu pot să-i suport pe aia care spun... Care spun, ia uite, bă, cum se face magia asta. Păi asta e secretul magiei. Nu, fii atent, ce tocmai de aceea nu știu dacă o să-mi iasă, habar n-am. Mai devreme ați văzut că nu mi-a ieșit prima oară, ai văzut. Deci, asta e, nu contează. Ba da, mi-a ieșit, mi-a scris foarte multă lume că nu era de inimă roșie, era de inimă neagră pe Instagram. Da, nu contează. Era 3 și asta este important, noi 3 suntem aici, hai să vedem, fii atent. Eu vreau să fiu copil. Bun, deci ca să fii copil, eu dau drumul la cărți și tu spui stop în momentul în care vrei tu. Și vreau să se vadă treaba asta foarte clar la cameră, că nu este nimic programat. Deci, hai să vedem, 1, 2, 3 și...
Stop. Stop. S-a desfăcut în două pachete de cărți. Partea dreaptă sau partea stângă? Tu alegi. Stângă. Am pus stânga? Aia da? E. Bun. Stânga, ia să vedem. Am pus aici. Deci avem acest pachet de cărți. Da. Am zis că nu s-a atent dacă le-a pus acolo, eram așa. Ia să vedem. Deci în acest pachet de cărți sunt... Câte cărți crezi tu că sunt? 52. 52 sunt în pachetul. Eu zic că sunt una, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Am zis 15. De data asta mi-a ieșit. Bun, hai să vedem. Mai încercăm. O dată iau pachetul de cărți. Ai un minut dau, jumate. Am un minut jumate. Top, dau stop în momentul în care vrei tu. Bun. Partea dreaptă, partea stângă. Asta. Stângă. Partea, mâna care? Ta stângă. Bun. Deci asta o vrei, da? Bun. Acum. Ia să vedem să ascult, că n-am ascultat. Cred că acum sunt aici 25 de cărți. Hai să vedem dacă mi-e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 1, și 2, și 3, și 4, și 5. Yes! E, despre asta este vorba. Trebuie să fii foarte atent. Dar stai, că le întorc. Cele sunt roșu și negru, da? Cred că cele roșii sunt... Să știi că nu ai timp să le numi. 13, ba da. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E, despre asta este vorba. Trebuie să fii foarte atent și foarte concentrat în momentul în care le numeri. Cele roșii erau 13. Foarte, foarte mult. Mă bag și eu. Așa de-a doilea punct al concursului nostru, care este... Baghetă. Am așteptat ce am așteptat să sune. Gogu, sune Gogu, să vezi. Nu știu ce magie a făcut el, dar eram toți trei. Hai să iasă, hai să iasă. Dar mi-a ieșit? 22, 23, despre asta e vorba, pentru că ți-a ieșit. Așa trebuie să pară, să nu-ți iasă. Iar cei care mi-au scris pe Instagram, pe Teo Magic Show, da? Cred că eu greșesc. Eu nu greșesc, așa le fac, să fie altfel. Știm fie că de-aia te-am chemat. Mulțumim foarte mult. Ați observat cum am trecut prin cadru, nu? Ce că te-o lasă, dragă, e bine. Așa? Deci astăzi cântăm... Dacă bine, voi să-mi dați mulțumesc mult ochelarii. Ei sunt pentru că sunt chiar, doamnelor, domnilor. Nu, așa e, Imane. Eu sunt... E vorba despre un colaj al pieselor. Un colaj. Începe vara, toată lumea avea petreceri, noi suntem pregătiți. Fly Project e pregătit cu noul show pentru 2022. Vedeți frumusețe.